N-ai ciocolată. Salutare, prieteni! Hello, mă dă bună, mamă! Salut, David! Mănâncă! Prieteni, tocmai acum ne-am apucat și noi de pregătit. Scandal, cu pinte, băi. Mă, dă, ia zi să te vadă iar rudele tale, ce iar faci acolo? Care rudele care vor... A, chef, toată lumea, atâtea comenzi de chefuri am, dar... Vasile, neamurile lui Mădălina, dacă vedeți vlogul ăsta în seara asta, vă rog frumos să ne sunați din seara asta. Toată lumea, și moșul meu, și nașul meu, și... Bun, asta spuneam, dacă vor tecuri în seara asta... Să ne sune acum să ne zică, dacă nu... Nu am... Eu din ale mele nu vă mai dau. Deci, ale mele tecuri nu vă mai dau. Dacă vreți, ia uitați. Pe comandă. 15 lei tec. Să zic adia, de la foarte la și... 15 lei era de mult. În 10 ani. Acum e 50 de lei un tec. Dă-mi mănâncă aluat. Hai, le pun, da? Păi nu lasă, pune și pe asta. Păi și nu-l pune. Păi. Mi-a dat o doamnă să-ți dau o rețetă pentru prăjitura cu de Paști. Da. Să-ți o zic după aia, da. Vă mulțumim, doamnă. Hai, doamnă. Mina, anul trecut ai făcut tu cu mine. Știi? Uite, mă doare sufletul. Nu vreau să mai plâng, că am plâns toată ziua. Sufletul mă doare. Zi, mamă, de fata noastră cu mine, ce e? Anul trecut... M-am dus cu copiii, te la cumpărături. Până acolo. Dar tu stai cu maganul. Cu canditorul ăla. Nu te mai băga tu. Nu e voie să-ți debași, tu ești mic. De ce râi? De tine. Așa, și... Nu mai suport. Copilașii te le iau cu mine și te uită la lume. Anul trecut ai făcut cu mine. Zi mai detaliat, ce a făcut cu tine? Ce a făcut? A făcut cozonaci. Mi-a adus să-i aminti. Și veneai ce lua meu, să iau și eu. Unde e mintea aia, unde ai avut un cap? Și tu stai cu maganul. Dar nu mai te băga tu. Lasă-l, mamă. Care i-a mandat... Ar fi prost să se supere pe vorbele lui David. Care miroase numai gunoi. Lasă-l acolo. Doamne, dar de ce te bagă lumea că vorbești? Lasă, și ce are mama? Ia zi de lumină. Ce să mai zic, Dănuț? De copiii ei. Ce să mai zic? Le-a lăsat, dar nimănui le-a lăsat. Le-am plimbat eu cu taică, tăveam în bani. Le-am dus la tuns. Le-am dus, ce să le fac? Orice le-ai face eu, simt nevoia de mamă, de tată. Cum plâng eu pentru ea, simt nevoia că nu e. Că nu are aia pe din coace, unde e, pântul pământului. Mamă, dar ție ți-ai zis că vine acasă. Mă, zis, dar nu vezi că nu vine. Păi poate să-ți faci o surpriză, poate vine în ziua de Paști. Asta-mi doresc de la Dumnezeu. O surpriză de aia, poate vine, stai David. Poate vine în ziua de Paști, surpriză să vă vezi pe poartă că vine. Ea ți-a zis că vine, nu? Ea ți-a zis că vine. Vine, când mai vine? Nu vine când vine Paștele. Când ți-ai zis? Când ți-ai zis că vine? Sau nu ți-ai zis, da? Că vine. Nu mi-a zis data. Când e Paștele? Păi mâine. Ce înseamnă păi mâine? Două zile. Adică încă și numai da. Te-am sunat și nu mi-ai răspuns. Are treabă, mamă, face și ea cozonaci. Face checuri. Faci. Faci prăjituri, torturi. De ce mi-ai dat să prind lumina? Tu crezi că eu gata? Lasă că stă mama fericită. Păi tu faci tecuri cu măgarul? Da, mă uite ce le dă David. Tu faci tecuri cu măgarul, acesta măgar.
Mangal. Mă uit la copilașii tăi. Merge după mine și după taică tău. Și Alex și toți și să uiți. Lasă că vine mamă, vine acasă, o să vezi. Vine și țopăim de bucurie. Da. Luăm pe măgarul de mână și țopăim. Te laur, măgarule, tu crezi că uit? Nu uit. Vreau să mai vorbesc. E postul Paștelui. Lumina, Lumina, dă-ne cu măgarul. Să nu vezi cum facem aceea. Ce? Zic, cu tiecurile și cu ăștia. Da. Aici avem ouăle. De cât ai avut și mădălina? Vreo 18 roșii. Ia unde sunt? Să uite pe acolo. Suntem pe aceea, nu vezi cum suntem. Ia să văd. Foarte frumos. Ia, ia. Wow. Nu pune mâna, nu pune mâna. De ce? Nu. De ce? E vopseaua, lăsă să se usuci. Păi e vopseaua ăștia. Frigi la mână. Cum te simți, mă, în această seară minunată cu ouăle? Da? Nu mi-ai dat cu spatele la prieteni. Păi da, ăsta mă lău. Ai ouăle în mână? Mai pun și roșii, mamă? Ajung ăștia roșii, ca să facem mai multe culori. Stai, David. Mai pune. Mădălina. Mai pune 5 adică. Da, mădălina. Pe roșu-i roșu, știi că asta trebuie. Ăștia a lăsat Dumnezeu. Stai. Ouă roșii, nu a lăsat. Ne întreabă și pe Lumina, ce faci la oră? Nu mai întreb dănuți pe nimeni. Nu mai întreb pe nimeni. Nu mai întreb. Ce faci, treaba ei. Treaba ei. Ai lungit-o, Lumina, 3 luni de zile. Facem și albatru, mami, facem. Ce face? Acum. Mama, dacă vine, cred că te înveți de... Da? Pentru copiii ei. Să vină, nu pentru mine. Pentru taică tău. Pentru copilașii ei. Copii, o chem acasă, prieteni, și nu vin. Ce să le mai zic? Pentru cociute îți fie cu magarul. Da. Cu calendarul ăla. Nu te miroase. David. David, de ce vorbești așa? Da, o să se supără moașa pe tine, să știi. A, că vorbim de vorbe cine? Nu, dar... Da, alte nu vorbesc, alte vorbe, David. Lasă-l acolo. Hai acasă, Lumina, la copiii tăi. Gata cu iubirea. Mai bat-o, mai lasă iubirea, gata, ajunge iubire. Câtă iubire poți să ai? Iubirea de copiii tăi nu e? Magarul ca să duce în măta. În mama? Da, când moare magarul? Gata, David, ajunge. La, nu cred că e dus, e pe ducă. Deja. Când dar nu mai vorbi, lasă-l. Lasă-l, mamă. Când moare, eu mă bucur. Nu mai te bucura de răuvatuia. Doamne! Nu, că Lumina e vinovată, Lumina l-a luat. Mm. Da. Lumina e. Nu e așa de vine, e magarul. Dar ce vine? Prima dată magarul a sunat la ea. Doamne, dar ce-ți vine? Deci măgarul, tu ești care știi, a? Măgarul a sunat, a sunat-o pe Lumina, nu? Da. Și Lumina proastă a pus botul și a plecat cu el, nu? Și tu de unde știi, maică? Tu de unde știi? Bă, tu de unde știi? Știu. Genătească nu e Lumina, a? Șarmă se dă gata măgarul și am sunat la ea. Mhm. Ce înțeles. Culoare e mădălină? Galben, mamă. Căcăniu? Roșu, galben și albastru. Ce culoare faci camie acolo? Roșu, galben și albastru. Da, da. Păi eu crezi că vorbești cu cineva de ei.
Mă sună tata. Revenim. Sună-l tu, că nu mai, că mai fac câteva mimințele și îl pun. Sună-l tu. Dănuț îmi filmează. Mâine la 12, pierde la 12 jumate. Mâine. Da, suna și la mâine, nu mai poate, m-am auzit că e obosit. Mâine sigur, da, la 12 jumate. Deci transmite mesajul lui Lumina. Ca să închei vlog. Lumina? Nu, că văd, să mă vadă cineva. Toate ziua am plâns. S-am luat copii, am fost cu ei la cumpărături. Să le prind, să nu simte nevoia. Pentru că nu ești tu acasă. M-am făcut eu taică tău și mamă pentru ei și tată. Dar copiii tăi te vreau pe tine, nu mă vrea pe mine sau pe taică tău. Ce să-ți mai spun? Scurpe, doi, vine acasă, că te tun la zero. Hai, acasă. Că după ce pași, cum ți-am promis, vin după tine. Nu te mai las cu acesta măgar. Te-am sunat și nu mi-ai răspuns toată ziua. Cine? Cine? Anca. Acesta măgar? Gata, prieteni, revenim. Vă pupăm. Zi-mă de aici. Da. Ne revedem la mine normal. Gata, vă pupăm!